Salut și bine ai venit la episodul al 5-lea din podcastul Român de Cultură Generală. Acest format simplu, extrem de simplu, de înțeles și de făcut, în care ne testăm un pic cunoștințele generale și muzicale. Dacă ești fanul acestui curent de cultură generală, te invit și pe Instagramul MazeFM, M-A-Z-F-M. Acolo sunt o grămadă de lucruri de cultură generală, bineînțeles și despre muzică și multe alte curiozități acolo. Este și o aplicație de radio în care poți să asculti cele peste 7000 de piese pe care ți le-am pus acolo. Sunt multe lucruri, și ar fi mișto să intri un pic și pe pagina aia, pentru că suntem câțiva oameni care stăm acolo și răspundem la întrebări și ne facem ziua, pentru că sunt o grămadă de alte tâmpenii pe care le urmărești, cu siguranță. Ar fi mișto să o urmărești și pe asta. Formatul nostru este simplu, 3 runde, în fiecare rundă câte 10 întrebări. În runda 1, 10 întrebări din categoria diverse, cu răspuns simplu, 3-4 secunde timp de răspuns și de gândire. Runda 2, 10 piese, titlu plus artistul ce cântă piesa, iar în runda 3, ceva similar cu runda 1, doar că dintr-o anumită categorie. Hai să începem până una alta cu prima rundă. Prima rundă, 10 întrebări simple, 3-4 secunde timp de răspuns. Dacă încă nu sunteți pregătiți, puneți pauză până sunteți. Dacă toată lumea este în regulă, runda începe acum. Care a fost ultimul an bisect? 2020. Cum se numește animalul obținut din încrucișarea armăsarului cu măgăriță? Bardou. Ce mamifer dubios apare în desenul animat Phineas și Ferb? Ornitorinc. Care este singurul cuvânt din limba română ce începe cu NT? Ntur. Și semnifică sunetul pe care îl scoate o turturică. Numiți unul din cei 3 jurați ai primului sezon de Românii au talent. Oricare dintre Andy Moisescu, Andra și Mihai Petre. Adevărat sau fals, punctele de pe spatele buburuzei semnifică vârsta ei. Fals. Cine a scris versurile imnului național? Andrei Mureșanu. Pe cine transportă un Air Force One? Pe președintele Statelor Unite. În ce localitate trăiau moromeții? Siliștea Gumești. Ce trupă românească interpretează piesa Dacă aș fi pentru o zi președinte? Paraziții. Și cu asta s-a încheiat prima rundă. Runda a doua vom avea 10 clopuri muzicale, mai mult sau mai puțin dificile. 0,5 puncte artistul, 0,5 puncte titlul piesei. Fiecare clop va fi difuzat o singură dată. Hai să începem cu prima piesă. Piesa a fost Happy Now de la Zed. Hai cu a doua piesă. Piesa a fost Get Up Rattle de la Bingo Players. Hai cu a treia piesă. Piesa a fost Crazy in Love de la Beyoncé și Jay-Z. Hai cu a patra piesă. Piesa a fost Read My Mind de la The Killers. Hai cu a cincea piesă. Piesa a fost Crazy de la Gnars Barkley. Hai cu a șasea piesă. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel
piesa a fost Cheerleader de la OMI. Hai cu următoarea piesă. Piesa a fost Power de la Hardwell și Kashmir. Hai cu a opta piesă. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive in. Piesa a fost Tainted Love de la Soft Cell. Hai cu a noua piesă. I see your dirty face. Piesa a fost Let It Rock de la Kevin Rudolph și Lil Wayne. Hai și cu a 10-a piesă. Piesa a fost Live Your Life de la T.I. și Rihanna. Da, ai auzit acel Maya Hi Maya Hu din piesa Ozon. Da, a fost semplat. Prima dată a apărut Maya Hi Maya Hu, după aia piesa asta cu T.I. și Rihanna numită Live Your Life. Și cu asta s-a încheiat cea de-a doua rundă. Runda a treia, 10 întrebări simple dintr-o anumită categorie, la fel 3-4 secunde timp de răspuns, iar categoria de astăzi este Sfinți. Dacă încă nu sunteți pregătiți, puneți pauză până sunteți. Dacă toată lumea este în regulă, runda începe acum. Cine e considerat apostolul românilor? Sfântul Andrei. Cine a scris cartea din Biblie Faptele Apostolilor? Sfântul Luca. Ce muceniță sărbătorită pe 7 decembrie are moaștele la Curtea de Argeș? Sfânta Filoftea. Ce sfântă cu nume ce te trimite la o țară deșertică africană și a trăit viața în păcat, apoi s-a căit? Sfânta Maria Egipteanca. Ce sfânt e sărbătorit pe data de 2 iulie? Sfântul Ștefan cel Mare. Ce sfânt e sărbătorit în a treia zi de Crăciun? Sfântul Ștefan. Ce sfântă cu nume de desert ieftin e sărbătorită în ajunul Crăciunului? Sfânta Eugenia. Cine a spus nu cred până nu văd? Sfântul Toma. Ce evanghelist este reprezentat în picturile bisericești alături de un leu? Sfântul Marcu. Epistolele către evrei, efeseni, romani, tesaloniceni sunt scrise de către cine? Sfântul Pavel. Și cu asta s-a încheiat cea de-a treia rundă și al cincilea episod din podcastul Român de Cultură Generală. Mulțumesc dacă asculți, ar fi mișto să-l dai și altora dacă îți place așa ceva. Ne auzim noi data viitoare. Eu am fost Răzvan Harag. Ciao!